Salut, prieteni! Vreau să vă arăt astăzi iar o mâncare preferată de-a mea, tot bazată pe pește, cum ar fi acești surimi. Ce sunt aceste surimi? Surimi este un produs din pește făcut din proteine de la pește. Și sunt sub forme de bețișoare de cumpărat sau cum este și acestea sub formă de garnele, de, eu știu, deci o formă mai frumoasă decât alea care se găsesc peste tot sub formă de bețișoare. Se folosesc, deci este iar un produs făcut, inventat de japonez, se folosește la sushi. Am văzut că se mai face și salată. În România fac foarte mult salată de băf și ca înlocuitor de, eu știu, de pui, de carne de vită, depinde fiecare cum își face salata de băf, pune acest surimi, dar acelea bețișoare. Eu am cumpărat acestea. Sunt deja în sos de usturoi cu condimentate. Să vedem cum arată. Sunt vacumate, după cum se vede, deci. Și hai să le desfac. Nu mai chin cu asta. Se rupe aici în colț. Normal, trebuie să meargă ușor. Ce miros puternic de usturoi cu condimente. Am să le așez pe farfurioară. Așa. Și pâine albă din România chiar. Am fost la magazinul românesc și am cumpărat. Ideal și pâine albă la garnele sau astfel de mâncăruri. Se pot mânca cum le mănânc și eu, se pot pune chiar ca și fructe de mare la spaghete, deci la paste. Sunt foarte multe variațiuni de a-l consuma acest surimi. E foarte gustos așa, cu în ulei de usturoi cu condimente. Îmi place și vreau să mănânc. Foarte, foarte gustos. V-am spus, mulți sunt diferite feluri de rețete, începând de la sushi până la paste, salate cu maioneze, cu gen cum e cea de băf, că se folosește cu castraveți acri, tocați, cu ceapă sau cu morcov. Deci puteți voi să vă uitați pe YouTube și sunt foarte, foarte multe rețete. Nu știu cum se găsesc în România, dar după câte am văzut la alții, sunt sub formă de bețișoare, împachetate separat. La noi sunt și așa, costă 1 euro și aproape 2 euro așa o porție. Sunt foarte buni. Foarte gustoși, sunt practic, mai ales dacă vrei să slăbești, să mănânci din astea, că sunt fără cam nimic, nu au foarte puține calorii sau gen. Deci nu te poți îngreșa de la așa ceva.
foarte gustate. După care voi servi și un pahar de sect sau un vin, fiecare cum dorește. Eu am aici o sticluță mică de sect. Merge cu pește totdeauna, orice vin alb. Sectul la fel, mi-mi place că e mai dulceag, nu prea sunt băutor de vinuri, dar la pește îmi place. Mulțumesc că m-ați urmărit, vă recomand aceste surimi, din câte am văzut se pot cumpăra și în România, sub formă de bețișoare, cum am spus, se pot pune în ulei cu, cum fac eu garnele, în ulei de măsline, cu făcute iute, cu chili, cu mărar, cu, deci sunt 11.000 de rețete pentru a face mâncare cu acest surimi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o seară plăcută și da, iubitorii de pește sunt siguri că le vor place așa ceva. Dar trebuie să vă spun că are un gust neutru, deci dacă faceți ca o salată de bef sau astea, nici nu vă dați seama că este surimi înăuntru. Merită, este sănătos și, cum am spus, în diferite feluri de rețete. O seară bună, pe data viitoare, ciao!